În ultima perioadă, Curtea Constituțională a adoptat decizii care schimbă cu totul modul de desfășurare a unor activități ale serviciilor speciale. În interes general de astăzi, ne propunem să descifrăm cu ajutorul invitatului semnificația acestor hotărâri. Cum apreciați faptul că serviciile nu mai pot face interceptări telefonice în cazul persoanelor cercetate penal? Și chiar credeți că nu mai pot? Nu mi se pare ok. Cred că ar trebui să se facă cercetări. E bine. Este un greșit ceva rău. Pentru că așa ar trebui să protejăm, adică să prindem hoțul mai repede, nu este bine, pentru că în orice țară occidentală se folosește acest serviciu. Depinde de situație. Dar pe undeva e rău, pentru că e o dovadă totuși. Ar trebui să fie recepționate în continuare. Eu cred că se fac oricum. Dar credeți că e un lucru bun sau rău că nu se mai facă? E un lucru foarte bun. Un lucru bun? Foarte bun ar fi. Nu e, doamne, trebuie să ai o intimitate. Nu se poate. Cred că ar fi bine să se facă interceptări, dar să nu se facă anapoda. Să se facă cu un rost și să se folosească cu un rost. Nu la cerințe politice, la comenzi politice, la comenzile unor instituții, pentru că iată că oarecum au căzut și aceste servicii în derizoriu. Din multe puncte de vedere, pentru că s-au petrecut tot felul de lucruri anapoda. Așa cum se zice, o mie de bordee, o mie de obiceiuri. Bun găsit, stimați spectatori, ați văzut care este tema, o parte dintre problemele pe care le vom discuta, legate de acest subiect, dar și altele foarte interesante. Lucrurile de desțelinit, așa cum s-a anunțat și în comentariu, le vom face cu ajutorul invitatului nostru, care este domnul colonel magistrat Constantin Udrea, judecător al Curții Militare de Apel București. Bine ați revenit! Mulțumesc de invitație! Cu mult drag! Mulțumim noi că ați acceptat, pentru că mai ales acum discuția aceasta, tema aceasta este abordată peste tot și de foarte multe ori, nu vreau să critic pe nimeni, am sentimentul că în ajutorul deselenirii problemelor astea care sunt foarte încurcate sau cel puțin pentru unii sunt aduși oameni pafariși, cum se spune, deci care sunt pe lângă subiect și care doar își dau cu părere. Tocmai din acest motiv am vrut să vină un specialist în domeniu cu conexii internaționale de foarte mare anvergură ca să lămurim cum e și la noi și cum e în altă parte. Deci, din acest punct de vedere, e bine, e rău? De ce s-a procedat așa? Care sunt efectele, să zicem, pentru ce s-a întâmplat până acum? Și după aia să vorbim ce se întâmplă de acum încolo. Da. Această decizie a Curții Constituționale trebuia să nu existe. Pentru că acel fragment declarat neconstituțional era atât de vizibil neconstituțional, încât mă miră faptul că autorii legii au putut să însereze în textul respectiv acea sintagmă și alte organe ale statului. Mă duce cu gândul că suntem undeva înainte de 89, alte organe ale statului. Iată de ce găsesc nimerit să afirm că decizia Curții Constituționale reprezintă un moment istoric în curmarea posibilor abuzuri ale structurilor de stat care cel mai adesea pătrund în viața personală a oamenilor. De ce? Pentru că mijloacele tehnice de supraveghere sunt mijloacele cele mai intruzive în viața de familie. Ele, aceste măsuri, nu se rezumă doar la interceptări. Presupun, printre altele, reținerea și supravegherea corespondenței, interceptarea corespondenței sau, de exemplu, pătrunderea în spațiu privat cu mijloace audio-video până la 4 luni, de exemplu, așa se zice în lege, și așa mai departe. Deci nu numai presupun de asemenea filaje, localizarea prin mijloace tehnice a persoanei supravegheate și așa mai departe. Deci ele reprezintă cea mai gravă formă de intruziune, ea de aia și trebuie aplicată limitativ și numai dacă este strict necesar. Dacă procurorul, de exemplu, n-ar putea instrumenta cauza cu alte mijloace. Ori noi constatăm că nu există cauză penală, mai, să zicem, de răsunet, cu ghilimele, evident, în care să nu se lanseze pe piață interceptări de acest gen. Și nu numai interceptări, inclusiv fotografieri, filaje și așa mai departe.
Se pune întrebarea, chiar am ajuns până acolo încât nu putem documenta penal o cauză decât numai prin aceste mijloace? Sigur, sunt cauze complexe unde trebuie folosite aceste mijloace. Și în sfârșit aș vrea să vă spun că spre durerea celor care săvârșesc infracțiuni, lupta cu corupția nu se oprește aici și nu va înceta. Sunt posibilități de desfășurare a urmării penale, inclusiv cu aceste mijloace, fără niciun fel de probleme. Ați văzut și dumneavoastră, cum am văzut și noi, răspunsul domnului Eduard Edvig, directorul SRI-ului, cu privire la această decizie. Se spune că, dacă pot să citesc, dosarele afectează practic dosarele privind infracțiunile la adresa Securității Naționale, iar în procesul penal nu vor mai fi putut face obiectul instrumentării cu mijloace tehnice complexe dezvoltate de SRI infracțiuni precum cele de trădare, terorism sau criminalitate organizată. Din ce am discutat noi înainte de a pregăti această emisiune, de a o realiza, am înțeles că se pot face lucrurile astea fără doar și poate în continuare, pentru că pentru așa ceva au avut dezlegare de la lege de la început, nu? Există legea Siguranței Naționale, legea numărul 51/1991, care permite serviciilor secrete să desfășoare orice gen de operațiuni precizate, inclusiv în codul de procedură penală, evident cu respectarea legii, în această materie specifică. De altfel, sunt singurele abilitate să facă acest gen de supraveghere, să spunem, în legătură cu acele infracțiuni. În opinia mea, ceea ce deranjează serviciile secrete și îndeoseb SRI este că li se ia o putere, o putere aproape absolută. Forța unei cauze penale stă în proba ei. Ori, contează foarte mult cum administrezi acea probă, cum o transmiți procurorului. Poate fi informația respectivă stocată în asemenea împrejurări, poate fi prelucrată de către specialiștii serviciilor, ei au și asemenea specialiști, astfel încât ea să ajungă total, parțial, cu privire la unele persoane sau la toate, cu privire la unele fapte și așa mai departe. Sau, pur și simplu, se invocă, de exemplu, că aparatura respectivă n-a reținut imaginea sau sunetul respectiv, astfel încât, din umbră, la capăt, ei, de fapt, gestionează un proces penal. Nu vreau să spun că au făcut-o sau că o fac, ci că există această posibilitate. Motiv pentru care, de exemplu, n-ar trebui să-i surprindă deloc, pentru că în procesele penale, cei care trebuie să administreze probele sunt numai organele judiciare penale și ele sunt enumerate limitativ de procedură. Adică organele de cercetare penală, organele de poliție judiciară și procurorul. Punct. Ce le lipsește și ce-i deranjează atât de mult faptul că li s-a luat o jucărie? Domnule magistrat Udrea, dar se pune problema în alte părți, pentru că invocam experiența dumneavoastră internațională în acest domeniu, cum este, cum se face? Pentru că dumneavoastră spuneați la un moment dat în emisiunea trecută despre condițiile esențiale ale legii, că trebuie să fie... repede, să fie rapidă, condiții de calitate să fie ale legii. Și claritate, precizie, predictibilitate, să fie toate treburile astea și cu ele lucrează tot globul pământesc. De ce oare dintr-o dată la noi s-a întâmplat altfel și acum e un deranj? Nu suntem obligați să respectăm toți aceleași proceduri? Inclusiv treaba de siguranță, pentru că dincolo de orice că ești deranjat că intră cineva în viața ta, e un deranj, este clar că este mare. Dar când știi că ai putea împiedica un astfel de serviciu să nu găsească un terorist care poate pune bombă la metrou, sigur că nu-i vrea nimeni nici așa. Dar să le delimităm, nu? Pentru că așa a fost făcută și legislația, în mod normal, în toată lumea. La noi treaba cu și alte era exact ca pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, când spunea cu la conducere auto, pentru toate sunt bune până la evitarea oricărui pericol. Păi ajungeai să stai pe loc, să-i zbea unul de tine, care era pericolul? De ce l-ai evitat? Că ai rămas cu mașina acolo? Da, era imprecisă acea sintagmă. Revenind la textul respectiv, el a fost introdus pentru prima dată în codul de procedură penală actual, intrat în vigoare la 1 februarie anul trecut, în 2014, cu precizarea că în vechiul cod de procedură penală nu exista această mențiune. Adică, asemenea activități se desfășurau de organele judiciare. Deci n-ar trebui să surprindă pe nimeni.
De-aia spun că cum de domnii de la serie, eu ajung la concluzia într-un an și ceva până în prezent, că gata, ei nu mai pot face treaba. Pot să și-o facă foarte bine în domeniile lor de activitate. Doi, este foarte surprinzător pentru mine că un șef de serviciu secret își permite să comenteze într-un stat de drept unde supremația legii trebuie să fie supremația legii. Deci cum își permite să comenteze negativ o decizie a Curții Constituționale care este așezată la căpătuiul garanțiilor statului de drept? Fără Curtea Constituțională, legile ar lua o raznă. Da, aveți dreptate. Am început să vină telefoane de la telespectator. Domnul Damian Vasile din Neamț spune așa. Are 73 de ani, îi dorim mulți înainte. A pierdut un proces la Curtea de Apel. Telespectatorul susține că dovezile aduse de procuror în instanță au fost false. Unde se mai poate adresa pentru a obține dreptatea? Și ne mulțumește. Și noi vă mulțumim că ne urmăriți. Să-i răspundem, nu? Vă rog frumos. Deși știu că există niște reglementări. Nu, sunt probleme, că nu ne referim la o speță anume. Dacă găsește probe noi, poate promova o revizuire. Sau dacă face dovada că probele au fost false. Am înțeles. Domnul Lupu Costică din Brăila, fratele meu este acuzat de o înșelăciune prin telefon. Este vinovat într-adevăr. Poate această infracțiune să fie rezolvată prin mediere? Beneficiază de lege interceptării telefoanelor? Sau ce este cu această lege? Că n-a înțeles prea bine. Da, deci infracțiunea de înșelăciune, ca și cea de furt, se poate stinge prin mediere. Dar minter, noi ne-am propus la un moment dat să discutăm special despre acest subiect. Mai avem mai multe voxuri, să le urmărim pe unul, dar fără să plecăm de la acest capitol. Doamna Apostol? Credeți că magistrații ar trebui să răspundă pentru greșelile lor? Exact, sunt pentru acest lucru. Cred că toată lumea ar trebui să răspundă pentru greșelile care le face. Bănuiesc că și ei, nu? Sunt și ei oameni, nu știu, nu mă pot pronunța. Dar cred că e foarte greu să fii magistrat. Da, bineînțeles. Sigur. Și văd că din ce în ce mai mult încep să se aplice legea și pentru cei care la rândul lor o aplică ei. Bineînțeles. Sunt cetățeni și magistrați și trebuie să respecte legea ca și fiecare cetățean al acestei țări. Automat, mult mai mult ca noi, ca cei de rând. Iar cum au pensii făcute, să aibă și pedepse mai mari. Dacă e pus să dea o decizie, trebuie să răspunzi de ea. Așa am învățat noi. Nici măcar în medicină nu este admis să nu răspunzi pentru greșeli. Absolut, să răspundă. Nu trebuie să ascundă sub o copertină a justiției. Deci un alt subiect va fi acesta, dar cred că mai avem câte o țărică de discutat la ăsta, domnule judecătorul Drea. Vorbeam despre efectele trecute. Astăzi, de exemplu, toate știrile pline despre fostul primar general Oprescu, care deja a găsit anumite motive și să iasă de sub 30-40% dintre probe, practic vor fi date deoparte. Este asta o posibilitate? Fără a mă referi la cazul domnului de care vorbeați dumneavoastră, pentru că el e instrumentat, e pe rolul unei instanțe și mai departe, așa, vreau să vă spun care sunt efectele deciziei Curții Constituționale cu referire la această sintagmă declarată neconstituțională. Ea produce în principiu efecte numai pentru viitor, din momentul publicării Monitor Oficial a deciziei, încă n-a fost publicată astăzi. Însă, pentru toate cauzele în care nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă, deci absolut în toate cauzele, toate probele obținute cu sprijinul serviciilor secrete vor fi înlăturate. Nu e vorba de nulitate relativă aici. E vorba de o probă obținută nelegal. Și nu numai proba directă, ci și cea derivată din ea va fi înlăturată prin efectul deciziei Curții Constituționale, care a declarat-o nelegală. Neconstituțional înseamnă nelegal. Asta este o problemă. Deci toate, chiar dacă probele au fost administrate înainte de de publicarea Monitor Oficial. Cât privește hotărârile definitive, aici sunt niște nuanțări. Există posibilitatea promovării revizuirii pentru acest motiv, că în cauza respectivă hotărârea s-a bazat în mare parte pe probe administrate în această supraveghere tehnică.
Curtea Constituțională, chiar în motivarea pe care o dă, a arătat că ea produce efecte numai în cauza care a promovat această decizie și în altele asemănătoare cu privire la acest aspect, dacă ele sau dacă pronunțarea a avut loc până la momentul soluționării cauzei. Însă, în ce mă privește, cred că aici se va crea o practică neunitară în căile extraordinare de atac. Mai sunt, de exemplu, dincolo de asta, deci e vorba de revizuire, de contestație în anulare, care, dacă odată admise, se redeschide procedura de judecată. Odată redeschisă procedura de judecată, se reia judecata după regulile de la fond. Asta înseamnă că vor fi puse în discuții și în calea extraordinară de atac, dacă, repet, se trece de admiterea în principiu, și aceste probe. Asta este problema asupra căreia probabil că jurisprudența națională va fi până la urmă uniformizată de o decizie dată de Înalta Curte. În opinia mea, toate probele administrate prin încălcarea Constituției, așa cum a constatat Curtea, trebuie înlăturate. Telefonul de la telespectator din Iași, doamna Elena. Curtea Constituțională a greșit când a luat o astfel de hotărâre. SRI-ul trebuie lăsat să-și facă treaba așa cum a făcut până acum. Președintele trebuie să se implice în această problemă dacă are pârghii să întoarcă această hotărâre a Curții Constituționale. Da. Numai bine. Da. Pot să vă răspund în vă câteva cuvinte. Suntem un stat de drept. Singura instanță care apreciază asupra constituționalității unui text de lege este Curtea Constituțională. Este inadmisibil ca cineva în această țară să creadă că poate depăși Curtea Constituțională, nici măcar președintele. Efectele deciziei Curții Constituționale sunt valabile pentru toți, opozabile tuturor, începând cu președintele până la ultimul cetățean. Și a doua problemă. Nu produce niciun efect dezastruos decizia Curții. Abia așează lucrurile în fașă, deoarece codul de procedură penală, și țin să vă arăt acest lucru, cuprinde și alte chestiuni neconstituționale. O să mă refer la două. De exemplu, în această procedură de supraveghere tehnică pot fi folosiți, de exemplu, inclusiv informatorii și colaboratorii. Despre colaborator vorbește că sunt niște persoane, dar nu spune că ar face parte din cadrul poliției judiciare. Și despre informatori. Păi, Dumnezeule, noi nu ne aflăm într-un fața unui manual de culegere de informații. Această procedură penală este un act de instrumentare a cauzelor penale și nu de culegere de informații. Ce caută informatorul aici? Mai ales că nu-l definește. Și în sfârșit, mijloacele, de exemplu, folosirea investigatorilor sub acoperire poate fi, avea o durată limitată până la maxim un an. Cu excepția, de exemplu, a infracțiunilor foarte grave. Așa cum rezultă, de exemplu, de la articolul 148, alineatul 9, teza ultimă. Zice, durata măsurii, deci, poate fi, pentru motive temeinice, poate fi prelungită până la un an. Virgulă, cu excepția infracțiunilor contra vieții, securității, trafic de arme și împotriva interesului financiar al Uniunii Europene. Punct. Asta înseamnă că, pentru acele infracțiuni, intruziunea în viața personală a persoanelor este fără limită, ceea ce legea nu permite, nu permite Constituția. Ea trebuie întotdeauna să fie limitată. Ori legea a prevăzut-o ca fiind nelimitată. De ce? Da, chiar, de ce? Dar pentru că vorbeați de acoperiți, pentru că vorbeați de... Chiar nu se poate, în țările pe care le-ați vizitat, țările în care aveți schimburi de experiență, acolo există acoperiți în magistratură? Există? Nu se poate rezolva treaba asta? Pentru că foarte mulți spun că ajungi într-un loc în care ți se taie macarona și cu asta basta, ca să mai explic academic. E un subiect sensibil. Dacă clasa politică din România ar dori să rezolve această problemă, ar rezolva-o foarte simplu. Ea însă constituie un subiect foarte bun în preajma legilor în Consiliul Magistraturii. Sunt colegi de-ai noștri care de regulă își fac o temă de discuție din această chestiune și cer președintelui să spună câți acoperiți sunt în justiție și nu știu ce. Punct. De ce nu se interzice prin legea siguranței naționale pentru serviciile secrete să preia în activitate, acoperiți, neacoperiți, indiferent cu ce statut, oameni din această putere judecătorească, procuror, judecător și așa mai departe? Dacă s-ar interzice în mod expres, n-ar mai avea sens această discuție. Mai mult decât atât, acel angajament pe care îl semnează fiecare magistrat o dată pe an, că nu face parte din aceste sisteme într-o formă sau alta, reprezintă o perpetuă sursă de șantaj. Câtă vreme ea nu-și găsește un corespondent în obligarea serviciului de a nu-l prelua ca atare.
Deci iată de ce se dorește acest lucru, pentru că se dorește, în esență, șantajarea magistraților. Da, doamna Valentina din Iași spune așa, mă judec de 10 ani, n-am reușit nici până acum să obțin dreptate. Este vorba despre faptul că o persoană a intrat abuziv pe terenul deținut de mine, ăla are pile mari la poliție peste tot și astfel nu pot să fac nimic. Ce să mai zic, m-a amenințat de mai multe ori. Ce fac în astfel de ipostază? Să se judece, că n-are altă cale. Da, da, din ce spune domnia sa, e o judecată nedreaptă. Ea n-are pile, n-are... E mai greu. Nu există judecată cu pile. În opinia mea, că cine gândește, nu. Eu o înțeleg pe doamna respectivă, însă... Fiind la necaz? Da, însă nu. Nu. Și dacă orice problemă, trebuie sesiza procurorul, dacă sesizează, dacă observă că polițistul procedează... E ceva în neregulă. Da. Da. Domnule colonel magistrat Udrea, problema ca perspectivă. Deci am vorbit despre efectele trecute. Care ar fi perspectiva legată despre același domeniu? Da. În opinia mea, lucrurile vor intra repede în făgaș. Astfel încât poliția judiciară, cu specialiști de rigoare, vor prelua atributele tehnice respectiv. Pentru că suportul tehnic pe care se găsește informația este foarte important. O problemă întâmpinată până în prezent consta în aceea că serviciile secrete nu difuzau și nu puneau la dispoziție suportul original spre a putea fi expertizat. Să știți că o probă de acest gen poate fi ușor contrafăcută. Și atunci... De aici și acele reclamații că au fost scoase din context anumite evident, lucruri. Evident. Și atâta vreme cât nu-ți lăsau la îndemână să vezi toată treaba, efectul era un semn mare de întrebare și poate chiar libertatea. Chestiunea este că nemai fiind în domeniul serviciilor secrete această supraveghere tehnică și trecând la organele judiciare, ele, aceste probe obținute în acest mod, pot fi verificate tehnic. Este un mare câștig pentru justițiabil și pentru procuror și, în general, pentru societatea umană, pentru societatea românească. Și acum vreau să vă spun ceva în legătură cu ceea ce e de făcut cu privire la aceste mijloace tehnice. Am văzut pe mijloacele media că procurorii șefi de la cele două mari direcții ale parchetului general, respectiv de la DNA și de la DIICOT, își pregătesc material și tehnic sediile pentru a prelua activitatea. În esență nu este rău, dar activitatea de urmărire penală desfășoară toate parchetele. Și toate ar putea avea nevoie la un moment dat să documenteze o cauză grea și prin aceste mijloace speciale, nu numai prin probele obișnuite standard. Se pune problema, fiecare își creează o structură tehnică. Iată de ce eu văd ca magistrat că acest suport tehnic de obținerea unor asemenea supravegheri tehnice să funcționeze la nivel central pentru toate structurile, unică să fie, la nivel central și astfel încât ea să poată fi ținută sub autoritate civilă, controlabilă. Așa cum e în Germania, de exemplu. De altfel, prin decizia, considerentele deciziei Curții Constituționale, atât de mult criticată astăzi, vorbește despre asemenea posibilitate în Germania, de exemplu. Măsură luată tot ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale germane. De ce la noi nu se poate? De ce fiecare să-și facă suportul lui tehnic pentru așa ceva? Ce îi deranjează dacă ar fi un singur suport la nivel național, la care să apeleze toate parchetele, indiferent că e DNA, că e DIICOT, că e parchet general, dar cu aprobarea magistraților dar să aibă o singură cupolă sub un control civil foarte serios. Asta este important. Pentru societatea civilă să controleze. Somnul celălalt, cum se spune, generează monștri. În opinia mea, controlul parlamentar asupra serviciilor secrete nu acoperă controlul judiciar. Controlul judiciar asupra activității serviciilor secrete este unul complet. Trebuie să nu uităm un lucru. Factorii care încalcă cel mai adesea drepturile fundamentale ale omului sunt serviciile secrete, poliția etică. Acolo, eu nu-i acuz acum. Spun așa generic, așa se întâmplă în toată lumea, nu numai în România. Oricine este, cine pune stabilă împotriva acestor abuzuri? Tocmai magistratul. Dacă nu avem o evidență a acestor înregistrări, acestor interceptări, acestor activități complexe într-un organism unic,
nu vom putea să le controlăm. Și nu vorbesc de mine, vorbesc de societate. Eu cred că în acest moment clasa politică trebuie să treacă la examinarea matură a acestei probleme și să o treacă sub o cupolă unică pentru a îndepărta de la posibile abuzuri. Telespectatorii în continuare au rămas unii dintre ei la exemplu pe care l-am dat și vom trece la acel capitol. Da. Doamna Monica din Vata Dornei spune așa: fiecare cetățean al acestei țări trebuie să răspundă pentru greșelile lor, mai ales magistrații. Cine hotărăște dreptul la viață la unei persoane sau muncă a unei întregi familii trebuie să răspundă aspru dacă a greșit, mai ales cu intenție. SRI-ul trebuie să facă, deci doi, SRI-ul trebuie să facă în continuare interceptări. Sunt cumva dosare prea grele și cuiva este teamă? Ajunge cât s-a furat în toată această perioadă și cât au plătit unii. O zi bună să aveți. Mulțumim frumos, la fel. Să-i răspundem totuși. Serviciul Român de Informații este o instituție militarizată. Ei, cadrele de acolo, răspund la ordin. Potrivit principiului prevăzut în regulamentele militare că ordinul se execută. Deci dacă un lucrător de acolo primește ordin ca o anumită informație să fie trecută într-un anumit segment, pe o direcție și pe alta și așa mai departe, el manipulează informația. Și, în sfârșit, trebuie să spunem telespectatorilor un lucru esențial. Societatea civilă trebuie condusă de civili. Și doi, serviciile secrete în ansamblu au școala manipulării informației. Se poate ajunge acolo, asta vrem? Da. Doamna Niculina Florea din București, în 17 iulie 2009 a fost scoasă din casă în cătușe din casa domniei sale, n-a luat nimic, a fost bătută, operată, cei care pur și simplu i-au furat casa, i-au pus propriile pe pensie. Așadar, am rămas fără casă, mi s-a folosit identitatea, cineva a declarat despre mine că nu sunt responsabilă de actele mele. Ia auziți. Și bine, 89 până în prezent? Nu, 89, 2009. 2009. Păi din 2009 până în prezent, doamna trebuia să facă toate demersurile efective necesare, inclusiv la organele judiciare, la poliție, la procuror. Doamna Liliana din Dorohoi, este legal ca și pe vechiul cod de procedură penală SRI-ul să facă interceptări pentru cazuri de mică corupție în temeiul unei autorizații comune emise de judecător. Conform vechiului cod de procedură penală, articolul 91/2, se spune că doar organele de cercetare penală face interceptări. De ce face atunci SRI-ul interceptări? Asta am spus mai devreme. Asta am spus de la început. Mai devreme. Deci e un regres. Actuala prevedere din procedura penală a fost un regres teribil în materia drepturilor omului și ne jucăm cu ele. Revenim la sistemul nostru, la voxurile pe care le-am văzut cu răspunderea magistraților. Am mai vorbit, a fost acum câteva vreme un alt demnitar la nivel de foarte drăguț a vorbit, dar avea o altă opinie. Opinia noastră care este, domnule Udrea? Pentru că știți cum este? Absolut orice om care greșește la locul de muncă. Eu, dacă fac ceva în apă, da, sunt sancționat. În magistratură, unde te joci cu viața omului, cu demnitatea lui, cu perspectiva lui, cu libertate? Am înțeles. O să vă răspund. Simpla instrumentare a cauzei penale și simpla atribuire de unei calități de suspectul perior de inculpat îi creează omului un stres teribil. Eu nu pun, să nu credeți că pun la îndoială activitatea cuiva, iar cei care se vârșesc apte penale trebuie să le suporte consecințele. Însă, dacă, de exemplu, atât procurorii cât și judecătorii, eu vorbesc numai de materia penală, ar răspunde pentru aceste chiar și greșeli grave, dar ar răspunde nu numai material așa cum e prevăzut în lege în prezent și cu niște restricții, și o să vă spun care. Știu că nu le place multor colegi ceea ce spun acum, însă au dreptate cetățenii. Cel care greșește cu consecințe trebuie să răspundă. Toți unde muncim trebuie să fim atenți. Ori ne desfășurăm activitatea corespunzător, ori plecăm de acolo. Pentru asta suntem salarizați. Prin urmare, ca să revin la potrivit legii actuale, magistratul răspunde dacă a făcut fapta cu intenție sau din gravă neglijență. Numai că
procedura de a ajunge la răspundere este lungă. De ce? Până se judecă o cauză definitivă, nimeni nu poate interveni pe ea, cum este și firesc. Ulterior, la sesizare, intervine inspecția judiciară care promovează o cercetare în legătură cu posibila răspundere, îndeoseb când intervine Ministerul Finanțelor, că apar probleme legate de despăgubiri financiare. Și dacă au trecut o perioadă de 2 ani, cercetarea se oprește, pentru că inițial se merge pe ideea cercetării cu privire la o eventuală abatere disciplinară. Ori grava neglijență și intenția acolo nu este, nu trebuie primită ca o, dacă vreți, o greșeală, ca o abatere disciplinară, ci ea reprezintă în sine o infracțiune. Și atunci n-ar trebui să intervină acest termen de 2 ani. Am înțeles. Domnule Udrea, sunt, domnule judecător, sunt tot mai multe voci în ultima perioadă care spun că în actul acesta de justiție, de dreptate, a intervenit o verigă care nu prea este în regulă. Cea cu renunțarea la urmărire penală a procurorului. Da, am înțeles, am înțeles. Despre ce e vorba? Care sunt detaliile și care e punctul dumneavoastră de vedere? Am înțeles. Tot recent, Curtea Constituțională a statuat și bine a statuat. Am văzut și alte opinii, dar eu sunt de opinia că, în general, Curtea Constituțională are oameni foarte experimentați și știe ce face. A statuat că posibilitatea pentru procuror la urmărirea penală să dispună renunțarea la urmărirea penală dacă nu există interes public, în condițiile în care fapta urmărită de el în speța respectivă este pedepsită cu până la 7 ani de închisoare, și stabilim pentru persoana respectivă, dacă e cunoscută anumite obligații, aceste dispoziții sunt neconstituționale. Încă nu s-a publicat și nici n-a fost motivată decizia. Însă, ce se întâmplă de fapt? În anumite condiții, procurorul poate ajunge la o anumită înțelegere cu inculpatul sau cu suspectul respectiv pe timpul urmăririi penale. Și poate să nu-l trimită în judecată. Dispoziția lui de a nu-l trimite în judecată nu e atacabilă. Asta este un paradox, pe de o parte. Bine, acum nu va mai și funcționa. Și dă lui dreptul de judecător, practic. Și dacă îi conferă atribuții judiciare. Ori în România, justiția se înfăptuiește numai prin instanțele judecătorești, începând, evident, cu înalta curte de casație și justiție. Prin urmare, ai conferi procurorului posibilitatea de a administra justiția înseamnă a încălca Constituția. Da, nu era treaba cu nu pupă vremuri, neînceperea urmării penale? Neînceperea este altceva. Neînceperea, nici măcar nu s-a început urmarea penală. Constata procurorul în faza actelor premergătoare, cum era atunci procedura penală, că fapta nu constituie infracțiune sau e săvârșit în alte condiții în care să nu atragă răspunderea penală a celui verificat și să dea o neîncepere a urmării altceva. Aici se începe urmărirea penală, că se renunță la ea ulterior, renunță la ceea ce ai deja. Se începe urmărirea, se instrumentează cauza și ajunge parcurs procurorul la concluzia, nu mai ajunge acum, că nu mai e posibil, că există posibilitatea să se renunțe la urmărirea penală și să-i atribuie un avertisment, să-l oblige eventual să-și ceară scuze față de parte, scuze publice și așa mai departe, sau să efectueze până la 60 de zile de muncă în folosul comunității, dacă el poate să facă asta și evident dacă e de acord. Atât. Ori asta înseamnă să-i conferi procurorului atribuții de administrare a justiției, de înfăptuirea justiției, ceea ce nu e permis. Domnul Petrache Nicu din Sălaj, pot să spun că procurorii nepregătiți sau arondați politic distrug drepturile judecătorești. În multe instanțe există fals în acte. Ei sunt puși acolo să ne apere și nu fac nimic. Cred că e prea multă responsabilitate pe un singur judecător. Ar trebui mai multe persoane să-și asume o astfel de hotărâre. Mi-e rușine că de la Revoluție nu s-a făcut nimic. Mi-e și mai rușine să spun că am participat la acele acte din decembrie 89. Da, o să vă spun ceva. După ce DNA-ul a început să lucreze mai consistent, pentru că mă întrebau oamenii, dar ce face justiția, de ce nu intervine? Aveau dreptate. Ei nu înțeleg faptul că urmărirea penală o face procurorul și el e și cel care acuză, iar judecata o face judecătorul. Ori judecătorul nu se sesizează din oficiu cu privire la o cauză. El primește dosarul instrumentat de procuror. După ce spre cinstea DNA-ului, a intrat în forță în cauze indiferent de calitate, lucrurile s-au schimbat.
Iar lumea a început să perceapă altfel treburile. Sigur, cu o condiție, ca instrumentarea cauzei, indiferent în ce stadiu se află, să fie făcută cu respectarea riguroasă a procedurii. Domnule judecător Udrea, sunt tot mai multe probleme venind, avem de la telespectatori telefoane, întrebări, mail-uri în care spun că e o treabă neclară. În ultima perioadă au apărut anumite reglementări cu privire la băuturile alcoolice. Și că așa cum se scrie istoria, există riscul să vedem mult mai mulți oameni care au băut și care pleacă liberi și sunt nepedepsiți. Este așa? Așa este. Așa este. Din păcate, legiuitorul român omite să intervină acolo unde intervine Curtea Constituțională. Procedeul este următorul și e prevăzut în articolul 147 din Constituție. După declararea unui text, o să revin la ce spuneați dumneavoastră, după declararea unui text ca neconstituțional, legislativul are un termen de 45 de zile să intervină și să armonizeze norma declarată neconstituțională cu principiile la care face trimitere Curtea și în considerent. Însă, din momentul publicării, norma nu se mai aplică. Ulterior, dacă după 45 de zile nu intervine, ea se suspendă. Practic, este abrogată implicit. Chestiunea este, așa s-a întâmplat și cu articolul 336 alineat 1 din Codul Penal, care sancționează cu închisoare de la 1-5 ani sau amendă conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană în condiții, în stare, deci având în sânge o imbibație alcoolică mai mare de 0,8 la mie sau cu substanțe stupefiante. Chestiunea este următoare. Curtea Constituțională a constatat că o anumită sintagmă din textul respectiv este neconstituțională. Adică dacă valoarea alcoolemiei era determinată la momentul prelevării și nu la momentul opririi în trafic. Adică ce zice Curtea Constituțională? Infracțiunea se consumă odată cu oprirea în trafic a conducătorului auto. Deci ea încetează să mai fie. Din acel moment, de aia zice Curtea Constituțională că ar trebui să se raporteze legiuitorul cel mai târziu la acel moment vis-a-vis de valoarea alcoolemiei determinată în sângele persoanei care conduce mașina în condițiile respective. După ce s-a declarat acest text neconstituțional, s-a pus problema în ce măsură condițiile de incriminare mai subzistă. De ce? Pentru că Curtea Constituțională a spus ce ar trebui făcut, legiuitorul n-a făcut ce ar trebui să facă, însă Curtea Constituțională nu legiferează în locul legiuitorului. Și atunci, dispărând acea sintagmă, nu mai avem text, astfel încât s-a constatat de către unele instanțe, inclusiv de către instanța militară, că de fapt în acest fel infracțiunea este dezincriminată. Este un paradox. Pe de altă parte, și nu poate fi dată trebuie Parlamentul? Trebuie să intervină legislativul. Păi da. Noi am sesizat cu această ocazie printr-un recurs în interesul legii în alta curte. De 5 luni nici măcar n-a fost pus în evidență. Nu l-am văzut pe portal. Am înțeles. Domnul Tănase Alexandru din Corabia spune că, așa, Curtea Constituțională a greșit din punct de vedere al modalității de extensie a hotărârii în partea a doua, cea referitoare la magistrați. Vă mulțumesc. Eu nu înțeleg. Dumneavoastră înțelegeți? Sau poate colegii mei n-au transcris ce trebuie? Nu înțeleg. Doamna Liliana din Dorohoi revine. Pe vechiul cod de procedură penală, judecătorul dădea autorizație SRI-ului să facă înregistrări pentru mica corupție. Este un abuz. Pe ce bază legală? Acum știți cum se fac și aceste. Dacă e situația grabnică, procurorul poate dispune, el, în condiții în care trebuie surprins un anumit moment operativ să vrășim fapta, după care în 24 de ore vine la judecătorul de drepturi și libertăți și solicită mandat pentru interceptare sau pentru un mijloc de supraveghere tehnică. V-am spus că gama e mult mai largă. Dacă judecătorul nu-i acceptă, tot ce a făcut până atunci procurorul se distruge. Dacă îi acceptă, se păstrează, se atașează și se continuă mai departe. Deci trebuie să se știe foarte clar că se pot face interceptări și cu ordonanța de la procuror, nu numai de la judecător. Domnule judecător Udrea, e tot în domeniul dumneavoastră al magistratului militare să spune așa că anumiți polițiști și-au pierdut calitatea de militară și din acest punct de vedere
pentru că au trecut ba la prefectură, ba în altă parte, sunt probleme. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca militar de carieră și judecător și cu experiență internațională, cum vedeți treaba asta? Pentru că nicăieri nu s-a întâmplat așa ceva. Da, este o situație inedită. Polițiștii au fost demilitarizați prin statutul polițistului din 2002. Problema care s-a pus este aceea că orice cetățean care are vârsta și sănătatea corespunzătoare pregătirii pentru apărare, trebuie luat în evidența centrului militar într-o anumită poziție, rezervist, rezervist voluntar sau scos din evidență dacă a depășit vârsta sau nu ia pentru serviciu militar. Și separat de acesta, în evidența unităților militare sunt și militari activi, sub diverse forme, fie angajat militar, fie cadre militare active. Legea privind pregătirea populației pentru apărare, care este adoptată printr-o ca lege organică, prevede că la trecerea din poziția de militar în poziția de civil, pentru că polițiștii sunt funcționari publici cu statut special potrivit legilor, deci legea prevede că la trecerea din o poziție în cealaltă poziție să se facă printr-un ordin. De exemplu, trecerea în rezerva unui ofițer se face prin ordinul ministrului respectiv sau ordinul secretarului de stat, dacă el este subofițer. Acel ordin se comunică și dosarul lui se trimite la centrul militar din raza de domiciliu. Ce s-a întâmplat cu polițiștii? Ei, polițiștii respectivi, au fost declarați funcționari publici cu statut special, numai că statutul lor de militar nu a încetat, deoarece n-au fost trecuți în rezervă. Așa se face, de exemplu, ca un paradox, că acea revoltă, când era președinte domnul Băsescu, a fost printre au participat polițiști, care aparent erau doar demilitarizați, în realitate aveau grade militare, că nu avuseseră niciodată un ordin de trecere în rezervă. Și a produs și alte consecințe această chestie. Această practică, în opinia mea, nelegală a Ministerului de Interne. Iată, de exemplu, își cheamă în activitate o anumită persoană, îi dă grad militar, o cheamă cu un anumit grad militar, are acest drept să o facă Ministerul de Interne, care și corpuri militare, pompierii, jandarmeria, flotila aeriană, așa mai departe, după care a treia zi, îl numește pe funcție de, eu știu, echivalentă, ca o echivalent de polițist. De exemplu, să zicem, comisar șef. Dacă e colonel, îl numește comisar șef. Dar fără să-l mai treacă în rezervă. Păi asta este o metodă pe ușa din dos de a crea polițiști, chemându-i în activitate ca militar și invers. Sau, până astăzi a fost general, cu o stea, două, trei, patru stele, mâine îl face chestor, poi mâine general, dar fără să-l treacă prin decret prezidențial. Ceea ce iară ocolește legea privind pregătirea populației pentru apărare. Și mă rog, deschide ușa pentru abuzuri. Sunt pe rolul instanțelor. Era și o întrebare, exact, că sunt instituții care practic reglementează ceea ce ar trebui să facă Parlamentul. Este. De foarte adesea, eu mă întâlnesc cu foarte multe chestiuni de acest gen. De exemplu, îmi pare rău că trebuie să spun, foarte adesea, în multe instrucțiuni, norme interne ale Ministerului de Interne, legiferează în locul Parlamentului. Și o să vă dau un exemplu, pentru că sunt convins că ascultă și trebuie să înțeleagă acest lucru. Am avut o cauză pe care am soluționat-o, un complet de apel, a rămas definitivă, și am constatat cu acea ocazie că instrucțiunile lor de pază și apărare, de exemplu, la anumite obiective de importanță mai deosebită, anumite transporturi cu încărcături mai speciale, sunt însoțite, de exemplu, de jandarmerie, ca forță militară. Ce se întâmplă? Deși legea spune, legea zice că asemenea transporturi și asemenea obiective se păzesc cu forțe militare și care trebuie să aibă consemn particular și general. În ordinul intern, e un ordin desecretizat acum, S-280, nu era la vremea respectivă, nu le stabilise consemn, le stabilise atribuțiuni funcționale. De ce? Pentru că consecința a fost că i-a sustat de la răspundere penală dacă au încălcat legea. Mai grav este altceva, că ei nu mai au responsabilitatea funcției pentru atribuțiile pe care le au. Și în sfârșit, s-au interpus ca organ al administrației de stat, s-au interpus peste atribuțiile Parlamentului. Au negat valoarea de lege a normei pe care trebuiau să o aplice și au legiferat în locul Parlamentului. Da. Mai avem un vox, cum le spunem noi, și aș vrea, dacă se poate, doamna Apostol, să-l difuzeze. Despre mediere știți ceva?
câteva lucruri. Știu că nu a reușit atât de bine implementarea acestei propuneri ca alternativă la activități juridice direct în tribunal. Mediera este foarte bună și în Europa se păstrează așa ceva. Mediera și este foarte bună și în general pentru cei care sunt în divorț, să-i ajute pe copii să nu pice într-o pasă psihică și să ajungă vai de capul lor. Și nici să ajungă un om imoral în viață, să ajungă pe alte căi greșite. Nu prea multe știu că este o fază intermediară între a ajunge la avocat. Dacă este pentru familie, pentru divorțuri, pentru asta mi se pare un lucru bun. Pentru că le dai o șansă să gândească. Știu, sigur că știu că există, funcționează, da. Sunt foarte binevenite medierile. Care e opinia dumneavoastră cu privire la această formă, de exemplu, în America e din 1902, validat? Da, este o formă foarte bună de împăcare a părților. Ea este operabilă și în penal și este obligatorie parcurgerea procedurii de informare asupra avantajelor medierii. Din păcate, fiind o perioadă nouă, ea a intrat în vigoare în penal odată cu noile legi penale, adică la 1 februarie 2014. Este deci obligatorie parcurgerea procedurii de informare asupra medierii în infracțiunile pentru care punerea în mișcare acțiunii penale are loc la plângere prealabilă a persoanei vătămate. Însă, din păcate, organele judiciare sesizate fie nu au asemenea practică, dar de regulă trimit oamenii în judecată fără să le aducă la cunoștință, de exemplu, că au posibilitatea să se împace, pentru că pe perioada de mediere se suspendă cauza, se suspendă urmărirea penală, se suspendă judecata și odată împăcate părțile, s-a încetat procesul penal. Da, avem telefoane în continuare, domnul Emanuel Botă din Cluj, dă număr dosar, dar finalul este dacă, după ce ne spune prin ce a trecut domnia sa și fiind și bolnav, dacă testul poligraf este luat în considerare în proces. În privința bătăii a fost și bătut de către interne. Deci este testul luat... poligraf nu constituie o probă, dar reprezintă o orientare foarte importantă pentru organele judiciare, îndeoseb la urmărirea penală, pentru dirijarea anchetei. Domnul Iacob din Turda, felicitări pentru emisiune și mulțumim frumos. Cei care au greșit trebuie să fie urmăriți și să plătească nu numai de către SRI. În cazuri grave, când fapta depășește granițele, hoții trebuie urmăriți de instanțe și din alte state? Da, sunt și urmăriți. Există, avem și cazuri sunt urmăriți, chiar mediatizate. Da. Domnul Udrea Ion din Gorj, știți dumneavoastră, soția mea vrea să mă dea afară din casă. Actele casei sunt pe numele meu. Soția mi-a spus că a făcut acte pe numele copiilor. Vă întreb, putea să facă acte fără semnătura mea? Menționez că terenul a fost al socrilor. În fine, complicat. La judecat. La judecat. Domnul Petru Mocanu din Huș, în 99 a avut un divorț și judecătorul a hotărât să-i dea telespectatorii 50% din venit pentru un copil. Îmi pare rău, aud genericul de sfârșit. Vă mulțumesc mult pentru prezență, domnule jurist, domnule magistrat, domnule Udrea, și vă mai așteptăm. Am reușit, stimați respectători, să-l convingem pe domnul magistrat Udrea, colonel, ca să vină și în altă emisiune, pentru că vedeți că spațiul este foarte mic pentru ceea ce avem de întrebat. O seară bună, rămâneți pe canalul televiziei publice, pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!